Târgul Carte pentru Carte, dedicat iubitorilor de lectură și cultură, va avea loc sâmbătă și duminică, 26 și 27 martie, la Casa de Cultură din Întorsura Buzăului. Vizitatorii târgului vor putea răsfoi și alege cărți dintre cele donate în cadrul unei campanii derulate în cursul lunii martie. După ce au încheiat o campanie de colectare și donare de haine, grupul de tineri voluntari din Întorsura Buzăului nu a stat pe gânduri și a inițiat o nouă campanie dedicată cărților. Târgul Carte pentru Carte a debutat în 8 martie, când tinerii au lansat apelul de colectare de cărți, de la literatură până la manuale școlare, reviste și așa mai departe. Este un eveniment cultural menit să ajute oamenii și să determine comunitatea să se deschidă spre nou. Activitățile ce vor avea loc sunt destinate oamenilor de toate vârstele, astfel oricine poate veni să petreacă un weekend într-un mod non-formal, să se relaxeze și să descopere importanța unei activități în afara școlii sau a serviciului, a explicat Mircea Florea, coordonatorul evenimentului pentru portalul covasnamedia.ro. Vizitatorii târgului vor putea răsfoi și alege cărți dintre cele donate în cadrul campaniei derulate în perioada 8-25 martie, dar vor avea și posibilitatea de a participa la ateliere tematice, de a asista la momente muzicale sau de a viziona scurtmetraje.